Ellen White a fost un proroc mincinos, la fel ca orice alt proroc mincinos sau prorociță mincinoasă. A vorbit și lucruri bune, dar a mințit în numele Domnului. A pretins că Domnul i-a dat niște revelații, a pus pe seama Domnului, pe seama Duhului Sfânt, interpretările ei, interpretările din mintea ei sau anumite vise pe care le-a avut. Și știu că pare șocant dacă ești învățat de mic și manipulat de mic cu tot felul de expresii, spiritul profetic. Nu crezi în spiritul profetic. Da? Asta spun adventiștii. Dacă nu crezi în ele, nu ai, nu crezi în spiritul profetic. Ai tot felul de expresii din astea, din care te manipulează de mic. Și e normal să ți se pare șocant și radical să mă auzi pe mine spunând, a fost o prolecință mincinoasă. Cum poți să spui așa ceva? Păi uite ce frumos a scris. Păi citește cărțile ei. Asta zic toți pastorii adventiști. Citește cărțile lui Ellen White să vezi cât de frumos a scris. Numai Duhul Sfânt a putut să o inspire să scrie așa de frumos. Cărțile lui Ellen White nu se compară din punct de vedere biblic cu cărțile puritanilor. Și aș îndemna orice adventist să citească cărțile puritanilor și o să schimbe ideea despre Ellen White. Și o să zic că, wow, puritanii ăștia au fost inspirați de Duhul Sfânt. Nici nu se compară. Dar ei fac din femeia asta un idol. Eu nu fac din puritan un idol. Eu dacă am ascultat o predică puritană, am citit ceva de la puritani. Eu nu fac din ei un idol. Nu zic acum, wow, inspirat de Duhul Sfânt, la fel ca apostolii și prorocii. Nu! Dumnezeu i-a dat o înțelepciune mai mare acelui om. Simplu. Omul ăla nu e infailibil. Pentru adventiști, Ellen White e infailibilă. Nu ai voie să o contrazici. Și de aia se țin de învățăturile astea cu legea dominicală și toate prostiile astea. De aia se țin de ele. Pentru că le-a spus Ellen White. Pentru că ei interpretează Scriptura prin ochii lui Ellen White, cum a zis Ellen White. Pentru că așa zice Duhul Profetic. Eu personal nu mai văd nicio șansă pentru oamenii ăștia care de 20-30 de ani sunt îndoctrinați cu Ellen White. Eu nu mai văd nicio șansă pentru ei. Durerea mea e pentru cei care îi ascultă, pentru cei care sunt la început de drum și care nu vreau să fie păcăliți. Spiritul profetic, legea dominicală, toate nebunirea astea. Ei sunt biserica adevărată, se închină sâmbătă și așa mai departe. Ca așa a visat Ellen White. Și în primul rând, dacă ar gândi logic, ar realiza că nu există nicio femeie. Ellen White a fost femeie. Nu există nicio femeie care să ne fi lăsat o epistolă în Scriptură. În mod intenționat, Dumnezeu n-a lucrat așa prin femei. Dumnezeu a lucrat prin bărbați. Doar lucrul ăsta ar trebui să ne pune pe gândul. Bă, de ce să lucreze Dumnezeu printr o femeie? Când eu văd epistole numai de la bărbați în Scriptură. Ce, nu găseau un bărbat să vorbească prin el? De ce ar fi contradicția asta. Cei mai mulți spun că n a avut nicio greșeală, o văd ca având aceeași inspirație ca apostol. Dumnezeu a ales-o pe ea să ne descopere că fiara a doua din Apocalipsa 13 e America. Și din America va veni un decret duminical, papa va complota cu America să ne închinăm toți duminica, iar ei sunt biserica adevărată și vor sta ferm și se vor închina sâmbătă. Cine se închină duminica, ia semnul fiare. Ăla e semnul fiare. Astea sunt interpretările unei femei care nu e calificată să învețe din Scriptură. Sunt interpretările ei. Nu sunt revelații directe de la Dumnezeu. Când Apostolul Pavel îmi spune în 2 sau în Cen 2, că înainte de venirea Domnului va veni apostazia și arătarea lui Anticrist, el vorbește în mod infailibil acolo, de necontestat. Asta se va întâmpla. Când Ellen White îmi spune că fiara a doua e America și că va veni decretul duminical, astea sunt interpretările ei. Ea nu vorbește în mod infailibil, sub inspirația Duhului Sfânt. Vorbește din mintea ei. Uneori din visele ei. Pe care îi pretinde că le-a avut de la Dumnezeu. Și în primul rând, femeia asta a mințit ca să acopere o altă minciună. Așa s-a înființat adventismul au pretins că vine Domnul Isus, n-a venit Domnul Isus, iar apoi femeia asta, nu numai ea, da, ea a fost glasul, să zic așa, glasul profetic, da, a spus că, nu, nu, Domnul Isus n-a venit, de fapt a intrat în cer, în Sfânta Sfintelor din ceruri. Și de atunci a început un fel de judecată. Ascunsă, invizibilă. Cât de convenabil. Nimeni nu poate dovedi asta trebuie să o cred pe Ellen White. Trebuie să-i cred minciunile ei, prin care acoperă o altă minciună. Și astfel, în baza acestei minciuni, s-a format Biserica Adventistă, care se crede biserica adevărată, care se închină sâmbătă. Și o să observați că toți pastorii adventiști parcă au Duhul lui Ellen White. Pentru că sunt plini de Ellen White. Gândesc ca ea. Sunt absorbiți de învățăturile ei. Mintea nu și-a înnoit-o după scripturi. Mintea și-a înnoit-o după Ellen White, după interpretarea lui Ellen White a scripturilor. Ei n-au voie să o contrazică pe Ellen White. Ellen White e infailibilă pentru ei. Păi nu vezi cât de frumos a scris? Uite ce frumos a scris! Da, și puritanii au scris frumos. Mult mai frumos decât Ellen White, repet. Citiți cărți puritani. Și o să vedeți că nici nu se compară cu ce a scris Ellen White. Dar dacă ție ți se predă de mic Ellen White, Ellen White, Ellen White, ție ți se pare ăla cel mai frumos lucru. Mamă, cât de frumos a scris despre Domnul Iisus, cât de frumos a prezis, nu știu ce. Dar tu n-ai citit altceva. Normal că aia ți se pare cel mai frumos. Și în baza frumuseții pe care o vezi tu acolo, spui, a, a fost inspirată de Duhul Sfânt. Nu. Nu așa ne dăm seama când un om e inspirat de Duhul Sfânt. În primul rând, Duhul Sfânt e consecvent. Când ne-a vorbit prin scripturi, ne-a vorbit prin bărbați. Ne-a lăsat epistole prin bărbați. Și așa a lucrat. El a dat învățători bărbați, nu femei. O femeie care vrea să facă pe învățătoarea, se ridică deasupra bărbatului. Deasupra autorității bărbatului. Și asta a făcut Elena White. A încălcat scriptura. A încălcat regulamentul, să zic așa. Lăsat de Dumnezeu. Sub pretenția că ea e mare prorociță și că de fapt n-a fost o minciună că a venit Domnul Isus, Domnul Isus a intrat în ceruri, în chip invizibil și a început o judecată de asta invizibilă. Și după aia a început cu tot ce i-a trecut ei primind, Și a dat vina pe Duhul Sfânt pentru asta. A făcut exact ce face orice alt proroc fals. Și vi-l pot da exemplu pe Tony Berbeci, proroc fals modern din România, care a prorocit, se va întâmpla cu tare lucru, nu s-a întâmplat, dar a continuat să vorbească de Domnul Isus, ce frumos vorbește, de pocăință, de... hai să ne pocăim, luptă el pentru credința românilor și așa mai departe. Dar el e un proroc fals. A făcut ceva foarte grav. A pus cuvinte în gura lui Dumnezeu. Și mi vine minte o așa numită prorocie pe care a făcut-o cântând la chitară. Mi-a zis mie, domnul, că vin străini în țară să ne facă autostrăzi. Acum câțiva ani a zis asta. Nu s-a împlinit. Proroc mincinos. Dar lumea îl ascultă. Îl ascultă într-una. Același lucru e și cu Ellen White a vorbit frumos de Isus, a vorbit de pocăință și apoi a pus cuvinte în gura lui Dumnezeu. Și în jurul presimțirilor lui ei, cu pretenția că sunt de la Dumnezeu, s-a format o mare mișcare. Născută, repet, dintr-o minciună. Dumnezeu nu are cum să aprobe așa ceva. Nu are cum să aprobe o mișcare născută dintr-o minciună și nu are cum să aprobe un asemenea proroc. Nu există. Pur și simplu a mințit. A mințit ca să acopere o altă minciună. Și apoi și-a spus interpretările ei la carte Apocalipsă. Fiara a doua e America, vine decretul duminical și 144.000 o să fugă în munți și tot felul de aberații. Tot felul de aberații pe care le aud eu pasiv la oamenii ăștia. Nu că stau eu să o studiez pe elen White. Îi aud când citează din elen Și mi se scoală părul în cap când aud ce aud. Când citează ei din tragedia veacurilor sau din cărțile lor. Am avut și eu, apropo, cartea aia și am aruncat o la gunoi. Sunt pur și simplu interpretările lui Ellen White. Atât. N-are nicio legătură cu Scriptura și cu Duhul lui Dumnezeu. Nu se pupă, nu se potrivesc. Totul e despre sabat. Totul se rezumă într-un final la sabat. Te închin sâmbătă sau te închin duminică. Te închin duminică, ai semnul fiare. O buni. Marea luptă. Asta e marea luptă. Nu vă mai lăsați atât de ușor înșelați de oamenii ăștia. Dacă ești adventist și auzi lucrurile astea, gândește logic. Mișcarea ta s-a născut dintr-o minciună. Dumnezeu nu aprobă minciuni. Femeia aia a mințit ca să acopere o altă minciună. Și acum toată credința ta se bazează pe minciunile ei și pe interpretările ei la Cartea Apocalipsă. Pentru că vorbește frumos de Isus, pentru că vorbește de pocăință, ajungi să crezi minciunile ei. Cu asta te ademenește, ca să crezi acele minciuni. Nu oricine vorbește frumos de Isus vine de la Dumnezeu. Și catolici și ortodoxi vorbesc frumos de Isus. Isusul lor imaginar. Și nu oricine scrie frumos, gata, e inspirată de Duhul Sfânt. E o nebunie. Nu mai fiți atât de naivi și atât de creduri. N-avea nevoie Biserica lui Dumnezeu să apară prorocița prorocițelor ca să ne învețe ce n-am știut 1800 de ani. Să fim serioși. Gândiți. Pur și simplu, gândiți. Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură tot ce a vrut el să știm. Ne-a lăsat în Scriptură. Da, sunt anumite lucruri mai grele, în care avem contraziceri, le interpretăm în moduri diferite, dar nu avem cum să avem pretenția că noi ne-a zis nouă Domnul că asta e interpretarea infailibilă. Oricine face asta e un proroc mincinos. Oricine. Pentru că dacă ar fi adevărat, toți cei care nu urmează se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Asta e pretenția acelui om. Gândiți. Pur și simplu gândiți. În Evrei, capitolul 1, scrie foarte clar. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și multe echipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, adică în primul secol, sfârșitul zilelor începe din primul secol și ține până la final, ne-a vorbit prin Fiul ne-a vorbit prin Fiul. În vechime a vorbit prin proroci, multe rânduri și multe chipuri. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Hristos a venit să aducă revelația de plină a lui Dumnezeu. Iar cartea Apocalipsa încheie această revelație. Nu mai e ce să adaugi după cartea Apocalipsa. Nu mai e ce să adaugi. Decât să interpretezi. Nu mai e cum să vii cu revelație nouă. Nu mai e cum. Decât să vii cu interpretările tale și să pretinzi tu că ești mare proroc. Atât. Gândiți. Pur și simplu gândiți și luați-vă scriptura în serios.